Unde trebuie să fie? Așa trebuie să fie? Stai. Cer scuze. Sergio, așa trebuie să fie? Da? Da? Demersul operatorului Gheorghe Ulianovski cu privire la încetarea procesului și revocarea măsurii preventive arestare la domiciliu în cadrul cauzei penale de amenuire a lui Kirill Lucinski în comiterea infracțiunii prevăzute de articol 243 alineatul 3 liter B, articol 352 cu indiciile 1, articol alineatul 1 și 2 cod penal a Republicii Moldova se resping ca neîntemeiate. Încheierea ce privește respingerea demersului de suspendare a procesului separat nu se supune niciunei căi de atac, dar poate fi atacată odată cu fondul cauzei, iar în ce privește respingerea revocării măsurii preventive cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 3 zile prin intermediul judecătoriei Chișinău, sediul Buicari. Semnătura, o să primiți copiile, sunt pe masă. Da. În conformitate cu articolul 342-345 Codul Procedurii Penale, instanța judecată dispune. Se respinge că neîntemeia demersul operatorului Corina Stratan cu privire la dispunerea adresării prin comisie rogatorie autorităților judiciare ale Republicii Liechtenstein. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac decât odată cu fondul cauzei. În 11 august 2017, în conformitate cu articolul 345-351 Codul Procedurii Penale, instanța judecată dispune. Cauza penală privind învinuirea lui Kirill Lucinski în comiterea infracțiunilor prevăzute de articol 243 alineatul 3 litera B, 352 cu indiciile 1 alineatul 1 și 2 cod penal al Republicii Moldova se fixează spre examinare pentru data de 17 octombrie 2017 orele 14 în incinta judecătoriei Chișinău sediul Buicani, birou 502, în ședință de judecată publică care va avea loc în procedură generală în limba de stat participarea procurorului Vladislav Bobrov, avocaților aleși de inculpat Gheorghe Ulianovski, Corina Stratan, inculpatul Kirill Lucinski, a anunțat persoanele sindicate despre data, ora și locul ședinței de judecată, președintele ședinței de judecată cu jocare Elena Grefier, Mariana Dubău, a anunțat persoanele sindicate despre data, ora și locul ședinței de judecată, participanții prezenți la ședința preliminară sunt obligați să se prezinte la data numită fără a fi citat suplimentar. Măsura preventivă aplicată inculpatul arestul la domiciliu se menține același în baza încheierii și mandatul judecătoresc. Instanța judecată obligă părțile să asigure la data fixată pentru judecare a cauzei prezența în instanța a persoanelor pe care le-a solicitat în lista probelor prezente de ele. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac. Președinte ședință judecători, semnătura. Ședința preliminară se declară închisă. Apropiați-vă, rog, participanți la proces, primiți copiii și prin chestii semnați. Semnați, vă rog, să fieți ședința. Ședința preliminară este clar închisă. Hai, masaj, deci asta e tot prețul. Ședința preliminară este clar închisă. Nu, înregistrați, vă rog, și cum în asumate. Pe cauză. Doamna avocată, vă semnați?